Sfântul Paisie Velicikovski este unul dintre înnoitorii vieții monahale ortodoxe din veacul al XVIII-lea. Această întoarcere la viața duhovnicească vie și autentică a fost o întreprindere pe care Sfântul de origine ucraineană a putut-o realiza în ținuturile Moldovei, mai ales după întoarcerea din muntele Athos. Între anii 1763 și 1794, mănăstirile Dragomirna, Secu și Neamț au reprezentat centre de trăire și de studiu în duhul bisericii, cu o cuprindere și iradiere panortodoxe. Unul dintre elementele esențiale ale renașterii vieții monahale era recuperarea din uitare a scrierilor sfinților părinți, îndeosebi ale sfinților filocalici. Ei au descris cel mai bine, prin experiența personală trăită în sânul bisericii, drumul spre eliberarea de păcate și comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Astfel, o componentă a așa-numitei renașteri paisiene o constituie școala de traducere patristică, inițiată și condusă de Sfântul Paisie. Sfântul Paisie a înțeles că opera de traducere a Sfinților Părinți este una fundamentală pentru el. Scrierile patristice alături de Sfânta Scriptură erau poate cel mai important lucru pentru mântuirea omului. Pentru că, după cum spunea Sfântul Paisie, numai în ele găsim ceea ce este necesar pentru mântuire și în ele găsim tot ceea ce este necesar pentru mântuire. Și dacă citim cărțile Sfinților Părinți, nu ne putem și facem ceea ce învățăm de acolo, bineînțeles, nu ne putem periclita mântuirea. Pentru Sfântul Paisie, scrierile Sfinților Părinți, mai ales ale autorilor duhovnicești, sunt de neocolit pentru cel ce vrea să meargă pe drumul desăvârșirii. Scriind în urma unei întregi vieți în sfințenie și a trăirii în Duhul Sfânt, părinții filocalici sunt povățuitori siguri în experiența spirituală. Cu ajutorul lor, aflăm răspunsuri la problemele teologice sau la nedumeriri care apar pe parcursul vieții duhovnicești. Ca atare, ei trebuie citiți și ascultați cu toată atenția și considerația, dată fiind necesitatea absolută a povățuirii pe calea desăvârșirii. Dragostea de textele patristice, dobândită precoce din copilăria și tinerețea ucraineană, se va împlini la maturitate în perioada atonită și moldavă. Referitor la activitatea Sfântului Paisie, putem spune că el a rămas în istorie cel mai mult prin traducerile din Sfinții Părinți. Este bine cunoscut faptul că cea mai mare parte dintre traducerile făcute din obștea sa nu sunt făcute de el, ci sunt făcute de ucenici de-ai lui. Bineînțeles, și el a trudit foarte mult această operă. Și cei mai mulți erau ucenici de limbă română, ucenici români. A avut și ucenici ruși, ucenici de limbă slavă, care au tradus din Sfinții Părinți în slavonește. Sfântul Paisie a dus o operă de reconstituire a textului patristic formidabilă, mai ales pentru acele vremuri. Încă din perioada când viețuia în Sfântul Munte și chiar și când viețuia de unul singur, el își procura texte patristice de limbă slavă de la mănăstirile Zografu și Hilandar și încerca să își dea seama care este textul adevărat, pentru că multe manuscrise suferise de diferite coruperi. Totuși, văzând că nu reușește să ducă la bun sfârșit o operă de traducere sau de reactualizare a textelor de limbă slavă, va începe să învețe limba greacă veche și să traducă direct din greacă veche. Nici acest lucru nu a fost foarte ușor, pentru că nu reușea să găsească manuscrisele în greacă veche. Mergea pe la mănăstirile mari prin Sfântul Munte și întreba, spre exemplu, aveți cumva texte sau cărțile Sfântului Simeon, noul teolog? Și se răspundea, noi până acum nici n-am auzit de un astfel de sfânt. Sfântul Munte era atunci într-o perioadă de decădere. Greaca veche era o limbă uitată, o limbă moartă printre călugării atoniți și nu a reușit să găsească scrieri patristice decât la un schit al Sfântului Vasile, unde niște călugări care veniseră din Capadocia aveau cu ei mai multe manuscrise patristice. Prin intermediul lor, Sfântul Paisie va face rost de mai multe texte ale Sfinților Părinți pe care le va și lua cu el la Dragomirna.
în climatul duhovnicesc pe care l-a întâlnit în țările române încă din prima ședere între anii 1742 și 1750, Sfântul Paisie s-a familiarizat și mai mult cu scrierile Sfinților Părinți. Tradiția manuscrisă era suficient de dezvoltată aici, încât, mergând la muntele Athos, Sfântul Paisie a știut care sunt textele patristice de mare interes pe care să le caute în originalul grecesc. Astfel, în urma căutărilor asidue, el a adunat manuscrise din sfinții Grigorie Sinaitul, Filotei Sinaitul, Isihie, Diadoh al Foticeii, Talasie Libianul, Simeon Noul Teolog, Isaia Pustnicul, Nichita Stetatul. Cu un grup de traducători format deja în jurul acestor manuscrise, Sfântul Paisie va veni în Moldova la început la Mănăstirea Dragomirna, punând bazele unei veritabile școli de traducere. Un prim rod al acesteia va fi realizarea în limba română a colecției de texte din autori duhovnicești, colecție numită Filocalia. Traducerile sale s-au axat, și ale școlii paisiene s-au axat în special pe părinții niptici, cum ar fi Sfântul Nil Ascetul, Sfântul Marco Ascetul, Sfântul Nichifor din Singurătate, Sfântul Grigorie Sinaitul și cei asemenea lor. Eforturile școlii paisiene s-au concretizat într-o primă fază prin realizarea de către un monah pe nume Rafael în anul 1762, a unei antologii de 626 de pagini de texte niptice în limba română, cu texte din Sfinții Antonie cel Mare, Marco Ascetul, Grigorie Palama, Sfântul Simeon Noul Teolog. Putem spune despre această antologie că este prima filocalie în limba română și în același timp este prima filocalie într-o limbă modernă. Trebuie să ținem seama că filocalia Sfântului Nicodim Aghiritul va apărea abia în 1781 la Veneția și nu va fi într-o limbă modernă, ci va fi în greacă bizantină sau patristică. Totuși, antologia realizată de monacul Rafael, filocalia realizată de el, va rămâne în manuscris și nu va fi tipărită niciodată, așadar ea rămâne fără absolut niciun ecou în spiritualitatea românească sau ortodoxă în general. Sfântul Paisie s-a angajat el însuși în munca de traducere, alături de ucenicii săi, printre care se remarcă nume precum Macarie sau Ilarion Dascălul. Responsabilitatea pe care o cerea starețul Paisie pentru textele patristice și traducerea lor era extrem de înaltă. Alături de o bună cultură istorică, filologică, se cerea din partea traducătorului și o viață duhovnicească înaltă, pe potriva învățăturilor Sfinților Părinți. Numai puțin importantă era acuratețea redactării și copierii textelor, necesară pentru a evita eventualele erori care s-ar putea strecura în manuscrise. Munca asiduă de traducere a textelor părinților filocalici, inițiată și coordonată de Sfântul Paisie, a cunoscut o realizare importantă prin publicarea Filocaliei Slavone, ediție de referință pentru spațiul slav. Lucrarea care a adus foarte multă faimă obștii monahale paisiene este, în schimb, Dobrotoliubia sau Filocalia Slavonă, tipărită pentru prima dată în 1793 la Sankt Petersburg. Deși Sfântul Paisie nu era în general de acord cu tipărirea de texte patristice pentru uzul mirenilor, deoarece el considera că textul patristic trebuie înțeles și pus în practică sub îndrumarea atentă și consecventă a unui părinte duhovnicesc, lucru care se poate realiza cel mai bine într-o mănăstire. Totuși, la insistențele prietenului său, mitropolitul Sankt Petersburgului, Gavril Petrov, el își va da acordul pentru tipărirea acestei filocalii. Și ea va fi tipărită în limba slavonă, după cum am spus, ceea ce era tot o limbă moartă, mai era cunoscută doar de către intelectualitatea rusă și chiar și printre intelectualii ruși într-un grad destul de limitat. Prima traducere a acestei filocalii o va face Sfântul Teofan Zăvărâtul la 1865 și o va scoate în 5 volume.
renașterea paisiană din veacul al XVIII-lea a constituit un moment decisiv în istoria spiritualității monahale și ortodoxe în general. Ea a însemnat nu numai întoarcerea la experiența vie a credinței, a eliberării de păcate,